Până la momentul în care nu s-a adoptat codul de etică, care dumneavoastră nu știu ce scop vreți primiți așa cod de etică, eu vreau să spun că curva întotdeauna ridică prăjână. Faptul este fapt. S-a prezentat, nu s-a prezentat. Trădare nu așa, când noi dar cunoaștem mai multe decât le spunem în Parlament și în societate, ce a fost și cum a fost. Și aici, într-adevăr, e corupere politică adevărată. Adevărată, nu că prezentat, nu s-a prezentat, o să ne prezentăm și o să fie tot cum scade. Orice caz, eu ieri am informat în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei în Strasburg, am informat despre această... Ne continuați, vă rog, 10 secunde. Am informat adunarea parlamentară despre acest caz, despre ceea ce se întâmplă în Parlamentul nostru și nu numai în Parlament. Pentru că această corupere are loc peste tot loc, în toate instituțiile, începând de la primăriile din sat, la orice instituție, la orice organizație are loc această corupere. Dar ea se pornește de aici, din acești păreți a Parlamentului, inclusiv și din legile în care sunt introduse elemente de corupere. Și acești trădători, cum să nu s-ar rămâi ei, în vecii veșilor să rămâi trădători, mirzavță.